cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață la Mesagerul din Neamț, de Neamț și știri din Neamț. Una din ultimele emisiuni de anul acesta, nu cred că vom mai face multe, pentru că se pregătește lumea de sărbători și atunci, dacă se pregătește sărbători, încercăm și noi să fim alături, ca să spunem așa, să nu plictisim. Dar astăzi este joi, a apărut numărul 607 din Mesagerul de Neamț, un număr dedicat sărbătorilor și îl avem în direct pe primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Garabelea, la emisiune. Bine ați venit și bine ne-am revăzut. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să am acest privilegiu de a reuși să transmit și pe canalul dumneavoastră o urare de sărbători cu bine tuturor urmăritorilor dumneavoastră, tuturor pietrenilor. Acum, domnul primar, nu știu, e chiar așa de bună perioada asta? Din punct de vedere administrativ, ca să zic așa. Din punct de vedere administrativ este o perioadă destul de chinuită, dar aici nu am venit să mă plâng, am venit să prezint o serie de, bucurii sau rezultate care să ne facă încrezători în perspectivele pe care le avem pentru anul viitor și să pășim în noul an cu optimism. Da, sunt foarte multe lucruri de care ne putem plânge, tot felul de dificultăți, sunt foarte multe proiecte care acum necesită un heirup suplimentar pentru a reuși să închidem și programul de finanțare 2014-2020 cu bine și o serie de proiecte pe care le-am demarat anul acesta. Din punct de vedere al cash flow-ului, trecem printr-o perioadă destul de dificilă, deși ni se cuvin foarte mulți bani din urmă, din cererile de rambursare pe care le-am depus încă din luna august. Dar este o problemă cu care se confruntă întreaga țară, nu are sens să dezvolt prea mult acest subiect decât dacă insistați dumneavoastră. Doamne primar, să vă spun ceva. Orice greutate care vine și este înregistrată în primărie se reflectă într-un fel sau altul în viața tuturor locuitorilor, nu numai din Piatra Neamț. Da. Și la Piatra, și la Roznov, și aiurea, și așa. Deci, cum să vă spun eu, ca să fiu eu elegant față de guvernanți, nu dumneavoastră, eu, am impresia că există acolo în guvern un individ, cel puțin unul, care după părerea mea este un imbecil. Mă scuzați că o spun așa direct. Care nu-și dă seama că blochează activitatea din 80% din aceste primării, că 20% oricum nu lucrează, nu-i problemă. Și acel personaj nu-și dă seama că face o crimă administrativă. Eu nu înțeleg. Eu țin minte așa, când ai o pisică în casă, te apuci și îi spui câți afară. Îi spui câți afară. Eu nu știu dacă cineva din guvern pronunță cuvântul câți, cum o mai fi. Pentru că nu se poate, dar mă rog, asta este altă poveste. Acum, domnul Bălănescu, aici cu privire la situația cu care ne confruntăm acum, eu aș zice, sau pe care trebuie să o confruntăm acum, înțeleg contextul. Fiind încheiere de exercițiu financiar de program 2014-2020 plus 3, că așa este regula, ne-am focusat ca țară pe următorul obiectiv, să asigurăm o absorpție cât mai eficientă. Trecem de 90%. Și iată că este pentru prima dată în istoria României când reușim să vorbim despre succesul implementării
proiectelor cu finanțare europeană. Situația orașului Piatra Neamț se regăsește în multe alte zone din țară. Dezvoltarea comunităților nu o putem face doar pe efort local, pe efortul generat de, nu știu, asigurat din veniturile locale, din veniturile proprii. Așa se face că acest lucru trebuie concertat la nivel național. Dar mai avem niște condiții, mai avem niște rigori, și anume încadrarea în ținta de deficit, de deficit asumată în fața Uniunii Europene, care era imposibilă sau ducea totul într-un cer vicios. Cine și-a asumat-o, domnul primar? Eu? Dumneavoastră? Guvernul României. Deci, cine răspundea la vremea aceea și făcea bugetul României? Au fost dumneavoastră? Niște erori în elaborarea bugetului pe care îl încheiem acum. Eu înțeleg contextul, înțeleg ordonanța austerității, înțeleg multe din situațiile prin care ne confruntăm. Ceea ce regret este că se pune tocmai cei care fac efortul de a plăti prin cerere de rambursare, de exemplu. Pentru că noi la Piatra Neamț de 2 ani, e cazul la Piatra, de 2 da? Ani nu mai facem plățile prin cerere de plată, adică noi să plătim constructorului 2%, și el se aștepte că când i-or veni banii... Păi emigrează constructorii, nu vă supărați. Păi n-am mai face nimic. Emigrează. Să știți că foarte multe primării plătesc prin cerere de plată. Și am aflat niște lucruri extrem de curioase. Acum 10-15 ani, primăria Piatra Neamț făcea plățile la 3, 4, 5 luni distanță de la momentul facturării. Vă rog frumos. Astăzi nu plătim cu maximă promptitudine, în maxim o săptămână, două, după toate verificările, că sunt niște etape, orice da. Document da, se trebuie verifică, să fie verificat. Trece pe la mai multe compartimente și se pune pentru viză CFP, pentru toate avizările necesare și abia apoi se fac plățile. Dar avem un fir roșu și prioritizăm lucrările majore, tocmai pentru a împinge acest mecanism mai departe, pentru a face ca modernizarea să se întâmple și constructorul să aibă încredere că își primește banii la timp și să nu aibă întreruperi în ritmul de lucru. Dar iată că în ultimele două luni, într-adevăr, această situație s-a accentuat din cauza faptului că noi am făcut plăți pe facturi mari, pe perioada de final a proiectelor, din cele mai mari Așa cum facturi. Ar trebui să fie normal, constructorul să fie plătit la timp, așa exact. Cum ar trebui să fie normal. Așa. Și acum dumneavoastră așteptați să vă dea banii de la autoritatea, acum, mă rog. Greu a fost la început, pentru că la început nu aveam acest cash flow care să asigure plățile mari și să trecem pe mecanismul cererii de rambursare. Dar între timp, de 2 ani încoace, s-a creat un... am avut întotdeauna... banii din excedent, am avut posibilitatea de a folosi o resursă care ne asigura până la momentul primirii de conturilor un cash flow necesar pentru plățile mari. Acum s-a epuizat acest cash flow pentru că noi am plătit facturi mari și nu ni s-au decontat banii și acum au rămas... Da. Și acum stați cum ar veni. Acum mă rog, așteptăm banii din deconturi. Din, cum în antinsă la MIPE sau unde ar fi banii ăștia? La MIPE. La MIPE. Adică Ministerul... Investițiilor și proiectele europene. Nici nu mai știu, domnul Boloș nu mai e acolo. Situația acum. E că, într-adevăr, acum toată țara, proiecte de investiții pe fonduri europene se întâmplă în toată țara. Da. Și volumul de cereri de plată, de cereri de rambursare, acum este mai mare ca niciodată. Capacitatea de lucru e aceeași, pentru că știm prea bine, s-au blocat posturile și eu am spus-o dintotdeauna. E imposibil să faci dezvoltare fără resursă umană. Nu ai cum să vrei să-ți propui creșterea ritmului de implementare a proiectelor, să-ți propui modernizări, investiții din bani europeni, dar nu aloci resursa umană necesară pentru așa ceva. Și noi la Piatra Neamț avem nevoie, am avea nevoie pentru a implementa fără probleme, fără dificultăți și
pentru a anticipa toate vulnerabilitățile, riscurile din orice proiect, pentru că în managementul unui proiect cel mai important management este managementul riscurilor. Nu ai cum cu 20 de oameni să implementezi proiecte pentru care ai nevoie de 60 de oameni. Asta este realitatea. Aici ați ajuns la mâna mea, ca să zic așa. Am văzut un proiect de reorganizare a acestei prea frumoase instituții numită Primăria Municipiului Piatra Neamț. Reorganizare, ca zicem așa, in integrum. O reorganizare. Hai să vedem care, pe ce înseamnă trebuie asta. Să răspundă tocmai ordonanțelor venite de la, de la guvern, ordonanța 296 pe de o parte, dar și o reorganizare unde am considerat că este momentul să încercăm să schimbăm o serie de procese interne din primărie, unde am considerat că nu suntem pe deplin eficienți. Pentru că, da, o instituție, orice organizație este un organism viu care, la un moment dat, are nevoie de un medicament, de un tratament unii sau chiar de un gâfâie, șoc. Unii încep să gâfâie, alții să dea rateuri și uite așa. Da. Și unde și avem... pentru a îmbunătăți metabolismul primăriei, am considerat și am mai spus-o și eu de nenumărate ori aici la dumneavoastră și colegul meu de cabinet, de fapt colegul rămâne în continuare pentru că așa e natura colaborării noastre și mulțumesc că sigur se uită la noi acum, domnul Liviu Harboz, a spus-o de nenumărate ori că avem o deficiență pe parte de inventariere a patrimoniului. Și asta este o problemă veche pe care oricât am încercat să o prioritizăm noi, nu am reușit să avem efectul dorit, în sensul că să reușim să ajungem la o inventariere cât mai clară, in integrum și o evidență cât mai clară a patrimoniului municipiului, din dorința de a administra mult mai bine ce avem. Nu poți să administrezi bine dacă nu știi ce administrezi. Și pentru că lucrurile s-au mișcat într-un ritm destul de greoi, pe partea de inventariere în mod special, am considerat că aici trebuie să schimbăm puțin procedurile interne pe partea de inventariere și să aducem compartimentul de inventariere și evidență alături de activitatea de cadastru. Că acolo au apărut o serie de blocaje prin note interne, prin comunicări interdepartamentale care nu funcționau foarte bine. Și pentru a scurta acest circuit, am ajuns la concluzia că este mai eficient să aducem sub un singur coordonator cele două activități. Vom avea o direcție. Pot să traduc eu? Concluzionez și după aia traduceți dumneavoastră, că probabil este nevoie de această mediere. Vom avea așadar direcție de cadastru și domeniul public și privat al municipiului. Deci, practic, se desfințează cumva ca titulatură serviciu patrimoniu. Asta, ce eu direcția. Asta înțeleg. Am direcția patrimoniu. Da. Direcția patrimoniu. O parte se duce la cadastru. Da. Și acolo este o doamnă cu mână, mai scapă numele, nu mai țin. Doamna Doina Munteanu. Munteanu, așa, doamna Doina Munteanu. Aici merge partea de la patrimoniu care se ocupa practic de zona de inventariere, nu? Da. A patrimoniului. Așa, și cealaltă parte... Deci patrimoniul se împarte în două mari activități. Exact. Partea de inventariere și evidență, care va trece la alături de cadastru, formând o direcție nouă. Așa. Iar partea de administrare obiective ale municipiului, tot ce înseamnă baze sportive, piețe, spații de joacă, spații locative, trece într-un serviciu nou. Am înțeles. Acum, da, asta știți mai bine, eu am învățat așa că atunci când nu te înțelegi cu un om care nu vrea sub nicio formă să se plieze pe un program sau nu, aici se nu declară... e vorba de oameni. Eu înțeleg că acolo a fost o, cu siguranță, întotdeauna în spatele procedurilor sunt oamenii. Dacă o procedură nu funcționează, oamenii au îndatorirea de o îmbunătăți. Păi asta pentru că eu. Nu s-a reușit
ceva nu a funcționat, trebuie schimbat mecanismul. Asta s-a întâmplat, se întâmplă prin această reorganizare. Acum urmează partea cealaltă. Lumea întreabă. Bine, sunt mai multe modificări în, da, în această reorganizare. Pe scurt, până acum aveam un coeficient, trebuia să ne încadrăm într-un număr de 12% posturi de conducere la nivel de instituție. Primăria va fi o organizație un pic mai suplă. Înainte aveam peste 300 de angajați în organigramă. Numărul de posturi, da, cuprinse în organigramă era undeva la 302 sau 304, dacă nu mă înșel. Niciodată nu vom ajunge la pe maxim, ca să fie clar tuturor că am mai auzit astfel de interpretări. Deci acolo este vorba despre numărul maxim de posturi permise prin organigramă. Niciodată nu vom ajunge la ocuparea tuturor posturilor, pentru că acolo este nevoie și de o oarecare flexibilitate în funcție de volumul de muncă, pentru că sunt perioadele anului în care trebuie să ne concentrăm pe niște activități și putem face niște modificări temporare, să mutăm un coleg, să-i dăm o activitate să-l pe care să muta compensa parte. Pe corect, perioada respectivă. E corect. Acum vă întreb, dincolo de flexibilizarea schemei de personal, se produce și o economie la nivel de fond de salarii sau lucrurile sunt cam la fel? Da, vor fi mai... vom reduce numărul de posturi, undeva la vreo 10 posturi mai puțin și cu vreo 5 posturi de conducere mai puțin față de ce avem încă în momentul de față. Această reorganizare se va aplica începând cu data de 1 ianuarie. Bine, mai este și condiția sine qua non, și anume această reorganizare hotărâre să fie votată mâine. Astăzi în ședința de Consiliul Local. Și apropo de asta, nu v-am anunțat înainte emisiunii, dar știu, plecați mai devreme. Este zi aglomerată, așa la... ca la 9 și un sfert cel târziu, cu permisiunea dumneavoastră, să facem urările de sfârșit de an. Le faceți dumneavoastră, că eu le mai... Dumneavoastră mai aveți ocazia, sigur. Așa. Atunci trecem la întrebări. Că, știți, n-am anunțat că iau întrebări, dar, uite, spun acum, pe perioada asta cât mai avem, luăm întrebări și de la întrebări s-ar putea să mergem după aceea și spre alte zone. De exemplu, domnul Vlad, bună dimineața, scoateți limitatoarele de viteză aflate în zona școlii numărul 12 Petru Rareș. Acestea au fost montate când era trecere de pietoni. Având în vedere că această trecere a fost semaforizată, limitatoarele sunt inutile, sunt foarte mari și produc zgomot. Mulțumesc anticipat. Mi se pare... Da, așa este în plan acest lucru. Mulțumesc și bună dimineața, domnul Vlad. Acolo suntem în proiectare cu o bandă, o zonă de kiss and ride pentru părinții care vin, lasă copilul și... Și pleacă mai departe. Și pleacă mai departe. Și va exista acolo o bretea special pentru acest lucru. Am discutat și posibilitățile de a asigura practic acolo. Trebuie să avem... Trebuie cumva forțată reducerea vitezei pentru... Dar s-a discutat la nivel de proiectant, poliție rutieră, comisie de avizare, da. S-au discutat niște ipoteze, niște situații. Apropo de comisia rutieră, am văzut zilele trecute că a apărut o informație pe care am dat-o, cred că de mai multe ori aici la dumneavoastră în emisiune, cu privire la contextul finalizării coridoarelor de mobilitate și apariția nevoii de regândire, resistematizare a sensurilor unice de pe raza orașului, dar în special în zonele tangențiale coridoarelor de mobilitate. Mai avem și situații punctuale. Vrem să extindem rețeaua de piste pentru bicicliști. Vom finaliza în curând, mă rog, în câteva luni, grădina Nicu Albu. Strada Ștefan cel Mare va avea o atractivitate prin proiectele care se întâmplă acolo, cu modernizările de pe Cozla, cu uriașii lui Harapal, cu grădina Nicu Albu.
toate aceste investiții vor genera mai mult trafic în zona respectivă și vrem să prioritizăm accesul pietonilor și a celor care folosesc metode alternative de depășire. Dacă puneți pistă de bicicletă pe Ștefan cel Mare, domn primar, nu o să mai circule decât dacă face sens unic, altfel n-ai cum. Și așa este îngustă. Așa deci altfel este... Pentru că în momentul de față, de exemplu, ies foarte multe persoane, ajung în spatele intersecției, în spatele hotelului Ceahlău. Și acolo se produc blocaje în mai multe momente ale zilei. Motiv pentru care este impropriu să aducem trafic care și să-l gătuim într-o zonă de maxim interes. Regândirea sensurilor unice din zona respectivă. Să blocăm traficul pentru 15 biciclete sau 20 de biciclete. Părerea mea deci este eu vă spun că grădina Nicu Albu va deveni un obiectiv o să devină. De interes eu sunt de acord pentru cu pietreni în mod special. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că va fi de interes, dar eu vă spun, dacă faceți pistă de biciclete pe Ștefan cel Mare și rămân două benzi pe sensuri, fiecare pe sensul ei, eu nu văd cum se va circula. Sincer, mai ales sunt zone în care strada chiar este îngustă. Adică, da. Ce faci? Unde mergi? Păi ăla cu bicicletele va fi mai în pericol pe o pistă îngustă, lângă o mașină la jumătate de metru. Doamne iartă-mă! În momentul de față, astăzi nu vorbim decât despre ipoteze. Am luat în considerare aceste date. Se va finaliza Bulevardul Decebal, Piața Cogălniceanu, Bulevardul Traian. Undeva la jumătatea anului 2024, aceste proiecte vor fi finalizate. Vom avea cam tot în aceeași perioadă, nu știu, maxim iulie 2024, grădina Nicu Albu finalizată. În aprilie vom avea finalizat drumul de pe Cozla. Undeva în mai vom avea primele două statui Uriașului Harapal. Da. Da, în acest context, noi trebuie să vedem. E clar că trebuie gândit ceva. Și să anticipăm. Da. Nu se va întâmpla nimic în următoarele trei luni, analizele acestea trebuie făcute. Faptul că a apărut în spațiul public această informație, pe mine nu mă deranjează deloc, dar trebuie să fim un pic flexibili și să ne dăm seama că niște lucruri trebuie schimbate, pentru că apar astăzi foarte multe blocaje în acea zonă și e nefiresc să lăsăm lucrurile așa. Pur și simplu trebuie văzut ce trebuie îmbunătățit și cum. Dacă va fi sens unic, în ce fel va arăta sensul unic, dacă vom avea piste pentru bicicliști, încă nu știm cu maximă certitudine, decât clar, cu tot respect, rețeaua de piste pentru bicicliști trebuie extinsă și trebuie să asigurăm. De acord cu dumneavoastră. Eu am următoarea filozofie și următoarea abordare. Cred că trebuie să avem o rețea funcțională de piste pentru bicicliști care să atingă sau să permită accesul către majoritatea liceelor din oraș. Deci orice liceu trebuie să fie aproape de o pistă pentru bicicliști. În așa fel încât un elev, dacă dorește să meargă cu bicicleta la școală, să o facă și să... Trebuie să o facă în siguranță. O facă în siguranță, exact. Trebuie să o facă în siguranță. Exact. Modul în care este construit acest oraș, așa a în fost. În momentul de față, avem niște constrângeri. Sunt constrângeri, da? Și vreau, cu tot respectul pentru specialiștii care gândesc în perspectivă traficul din oraș, să le aduc aminte aici și să vă readuc și dumneavoastră aminte că în momentul în care s-a discutat despre coridoarele de mobilitate, s-a discutat și inclusiv în această emisiune, dar nu numai aici, despre modul în care era acel sens giratoriu de aici, de lângă noi. Da. Și toată lumea a spus, domne, nu este bun. S-a dovedit că n-a fost bun. Eu am învățat așa, când un om îmi spune că sunt beat, mă duc și mă uit în oglindă. Prima dată. Dacă îmi spun doi, mă uit odată. Dacă îmi spun trei, deja încep să-mi iau alcoolemia. Știți? Așa e și aici. Dacă acolo s-a văzut, domne, am făcut un coridor de mobilitate, ne-am dat seama că nu pot circula bicicliștii pe el. Acolo era clar că deci, sunt văzute piste pentru bicicliști deci, pe variantă. Ați înțeles? Adică, însă vom avea. Haideți să gândim lucrurile înainte de a le pune pe hârtie și după ce le-am gândit așa bine,
chiar să vedem, să facem simulări. Că acum se pot face. Pentru că altfel intrăm dintr-o problemă în altă problemă. Dar nu mai vreau eu să vorbesc. Mergem mai departe. Domnul Sorin Oprea, vorbiți despre culoarele de mobilitate. Explicați puțin cu ce ne ajută punctual. În primul rând este o modernizare de care orașul are nevoie. O modernizare care se întâmplă cu bani europeni. Niciodată Piatra Neamțul nu ar fi avut această posibilitate, sau nu în următorii 5-6 ani, nu ar fi avut această posibilitate să modernizeze întreaga tramă stradală, ceea ce înseamnă de la proprietate privată, respectiv bloc, până de pe parte pe alta a drumului, tot ce înseamnă spațiu verde, trotuar, carosabil. Așa ceva nu am fi avut vreodată posibilitatea să facem pe buget local. În punctul ăsta de vedere este clar. Așa este. Și în acest context trebuie să amintim și intervențiile care s-au făcut în modernizarea rețelor de utilități. Pentru că pe toate aceste coridoare de mobilitate, operatorii, majoritatea operatorilor, și-au făcut treaba. Asta cu majoritatea mi-a plăcut. Ca să fie subînțeles. Da. Până la urmă sunt niște intervenții care asigură funcționalitatea, da? Viabilitatea acestor investiții pe termen lung. Și aceste investiții trebuie continuate pentru a intra într-o coerență. Faptul că Uniunea Europeană nu finanțează doar asfalt și modernizare fără niște obiective care să țintească indicatori de mediu, care sunt o prioritate globală. Cred că suntem conștienți când ne uităm afară că, deși este 21 decembrie astăzi, nu mai avem 20-30 de centimetri de zăpadă cum era acum 20 de ani. Sunt niște schimbări pe care trebuie să le prevenim și genul acesta de investiții trebuie să aibă în vedere toate aceste realități. Eu îmi dau seama că modificările astea climatice globale au fost în stare să-l învingă și pe domnul Băsescu cu celebra lui zicere, vara nu-i ca iarna. Atunci deci, încă această vorbă era reală, da. Bun. Acum să trecem la alte întrebări. Bineînțeles, subiectul școala numărul 8. Se lucrează. La școala numărul 8 se lucrează. Și atunci merge și la școala numărul 5 aproape s-au finalizat lucrurile, deja se fac lucrurile exterioare. Deci în interior lucrurile sunt ok. Lucrurile sunt clare, sunt finalizate, da. Deci acum exterior se pun probabil pavele, nu? Se pun pavele în exterior, se realizează ultimele activități pentru pregătirea recepției finale, situațiile de plăți. Lucrările au mers. Deci cu lucrările suntem ok. Suntem ok. Ce facem cu hârțogăra aia după? Cam păi, cum se stă? Se lucrează la hârțogăraie pentru pregătirea recepției finale. Avem șanse ca recepția să fie făcută anul, adică e obligatoriu să fie teoretic anul ăsta făcută, nu? Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Obligatoriu este să facem plățile, să decontați. Trebuie să decontăm spre 100% și deja am ajuns către, suntem la peste 90% decontări plăți realizate. Urmează să facem toate decontările ulterior. Dar plățile este important să facem cât mai multe plăți până la finalul acestui an pentru a ne menține în categoria cheltuielilor eligibile. Că dacă se trece, ele devin eligibile, păi neeligibile. Orice iese din contractul de finanțare rămâne neeligibil. Am înțeles. Bun, deci hai să-i liniștim un pic pe cei de la școala 5. Lucrarea este pe final. La școala 5 lucrarea este aproape gata. După aceea urmează recepția și hârtiile, și hârtiile pentru, hai, nu știu, să vină cei care sunt specialiști să dea un fel, din nou niște acorduri pentru funcționarea ca școală acolo. Bănuiesc să-ți vină. DSP-ul, cert este că ISU... noi am consultat constant și ISU și DSP pentru... pe parcursul lucrărilor, tocmai pentru a nu ajunge în situația cum ne-am întâlnit, de exemplu, cum ne-am confruntat la grădinița numărul 2, unde au trebuit schimbate ușile, au trebuit făcute niște modificări acolo. Da, deci
Practic, după ce se face recepția, se trece la hârtii, exact. Și după aceea se poate face și mult așteptatea mutare. Și lucrăm, bineînțeles, la următoarele proiecte de modernizare. Urmează undeva din vară, imediat după începerea anului, după finalizarea anului școlar, a orelor de curs, bineînțeles, vom începe lucrările la școala Daniela Cuciuc, la liceul de chimie. Deci nu ne oprim aici, mergem mai departe. În ce sens? Tot atât de total, adică reabilitare, da, modernizare. Da, nu-mi plac lucrurile. Deci Cuciucul intră în vara viitoare, Cartianu cu toate corpurile sau numai cu trecoparte? Nu cu toate corpurile. Ei vor putea să-și țină cursurile în continuare sau trebuie să mute și ei? Deci, nu se știe mare încă. Parte din cursuri le vor ține într-unul din cămine, cel în care și-a desfășurat activitate poliția. Și primăria va intra. Înseamnă că acolo va fi ordine și disciplină. Și primăria va intra în reabilitare undeva din toamna. Să nu spuneți că vă mutați noastră unde a fost poliția. Nu știu unde ne mutăm în momentul de față. Avem tot așa niște variante de lucru. Ne concentrăm pe... Vă spune unde să vă duceți. Vă duceți la mall. Așa. Vă duceți la mall ca să simțiți pe propria piele ce înseamnă, ce înseamnă o clădire prost făcută. Eu le-am spus de mai multe ori colegilor că tot vorbim de patrimoniu. În ultimii 2 ani, într-adevăr, iarna, acolo e clar că iarna nu-i ca vara. În sensul că iarna e foarte frig și vara e foarte cald, curent, iar vara se produce efectul de seră. Și efectiv aerul condiționat nu face față. Și le-am zis la un moment dat colegilor de la Patrimoniu că îi mutați acolo. Că vă mut acolo. Ei, se pare că facem exercițiul împreună, nu. Bine, domnul primar, alte subiecte că tot vin. A, nu, asta e altceva. Alte subiecte care țin de confortul nostru de toate zilele. Ce se mai întâmplă pe Bulevardul Traian? Se mai întâmplă ceva? S-au acoperit acele șanțuri făcute pentru a crește gradul de compactare. Facem demersurile pe la Ministerul Dezvoltării și cu tot ce înseamnă instituții locale și APASERV pentru a prelua conducta realizată parțial, partea asta, da. Să facem o recepție parțială, să facem toate testele necesare pe calitatea lucrării, de la presiune, lucrare, test deja făcut, doar că trebuie să mergem și pe partea de igienă și siguranță din punct de vedere sanitar. După aceste teste vom putea preda acest tronson către APASERV. Se va trece de pe conducta de astăzi pe cea nouă, de pe conducta veche pe cea nouă și apoi sperăm să reușim să ducem gradul de compactare la nivelul cerut în proiectul tehnic pentru a asigura viabilitatea drumului. Deci, practic, acum se fac demersuri pentru această recepție, da, parțială. Avem, deci acolo tot ce vreun deadline așa măcar cât de cât pentru recepție, pentru recepția parțială. Deadline-ul meu este pe care l-am dat eu este deja depășit, dar sunt hârtii pe care le așteptăm în momentul de față. Noi am făcut tot ce a ținut de noi. Urmează să primim niște răspunsuri de la Ministerul Dezvoltării ca să vedem care sunt condițiile pentru efectuarea recepției și mai departe vom putea merge... Aici sunteți, ca să spunem așa, în tandem, dansați împreună cu APASERV, sunt și ei interesați? În momentul de față, cred că este în interesul tuturor să facem această... Nu, deci această... întreb dacă și ei sunt interesați. Cel puțin la nivel declarativ. Verbal, declarativ, lucrurile așa stau. E bine, măcar... Eu sper să ne mișcăm cât mai repede, pentru că e drept. În momentul de față nu poți veni să torni beton, pentru că vremea nu prea mai permite asta.
De asfalt putem vorbi după ce se redeschid stațiile de asfalt, chiar dacă zilele astea au fost relativ mai călduroase și, de exemplu, ieri s-a putut asfalta acel petec luat în râs de Măruță și Busu săptămâna trecută, fără să-și dea seama că iarna nu-i ca vara și că anumite activități, anumite lucrări nu se pot desfășura decât în anumite condiții. Ce se întâmplă acolo, pe Mihai Viteazu? Deci pe Mihai Viteazu a fost recepționată lucrarea cu vreo două săptămâni înainte de a se surpa o porțiune destul de asta consistentă. Asta am văzut-o, da. Ce s-a întâmplat acolo? Acum un an și jumătate, când la presiunea noastră, la solicitarea noastră, APA Servo a desfășurat o lucrare cu subtraversare cu foraj dirijat, practic în momentul în care foreza a atins la un moment dat o conductă de canalizare menajeră, care în timp a tot lucrat. Deci, haideți să ne închipuim așa, este conducta de canalizare menajeră, da. Foreza a venit, a trecut prin ea, da. După au venit țevile care trebuiau puse, exact. Și țeava practic intra prin conducta respectivă sau a atins-o. Trecea pe dedesubt, și a atins-o. Și atunci, acolo, tot ce venea lichid și nu numai așa, prin canalizare, a venit lucrat cu presiune. În condițiile în care, pe acel drum, în tot acest interval de un an și jumătate, s-a lucrat, s-a frezat, s-au schimbat borduri, s-a lucrat la conducta de gaz, la magistrala de gaz. Acolo s-a întâmplat ceva. La un moment dat a fost un jet mai puternic care a spălat tot ce era pământ pus în zonă. A compactat pământul acela, a lucrat, s-a tot săpat din... s-au surpat malurile respective, tot. Bun, s-au surpat. Am ajuns să punem acele pavele atât de discutate. De ce s-a ales această soluție tehnică? Pe de o parte, atunci temperaturile nu permiteau turnarea unei plăci de beton, dar în primul rând trebuie compactat pământul. Gradul de compactare, mai ales când pământul este umed, nu-l poți asigura imediat. Trebuie să lași o perioadă de timp ca pământul să se taseze, da. Mai ales sub trafic. Sunt proiectanți care zic, sunt experți care zic că pentru a asigura gradul de compactare necesar, mecanic nu ai nicio șansă să-l asiguri în totalitate. Ideal este să lași sub trafic 6 luni pământul așa cum e acolo. Evident, dacă poți să faci o îmbunătățire, se pot face, nu știu, să poți pune pavele carosabile, cum s-a și făcut acum două săptămâni, tocmai pentru că nu se putea pune asfalt. Mai ales că acolo constructorul, cel care a făcut lucrarea la coridorul de mobilitate, nu a avut absolut nicio responsabilitate. El nu a avut lucrări de infrastructură, de lucrări în subteran. Nu, aici lucrurile sunt clare. Acela care a lucrat și a făcut forajul, acolo n-a avut o nici el schemele, probabil. S-a dat o cotă greșită. Da. Deci astea sunt, de fapt, problemele foarte mari. Bun, acum problema e, știți cum e, te duci ca peste tot și spui cine plătește. Turcul plătește. Dar aici avem parte de o atitudine mai mult decât responsabilă și generoasă a constructorului, care ieri, văzând semnalele negative, fără a avea obligația de a fi făcut acest lucru, a adus asfalt pe porțiunea respectivă, deși aceste costuri nu sunt acoperite nici de primăria Piatra Neamț, nici de proiectul respectiv, a pus asfaltul în zona respectivă și pentru a asigura condițiile de garanție, imediat ce condiție vremea va permite, va veni, va turna placa de betonare și stratul de asfalt, cele două straturi de asfalt pe porțiunea respectivă, ca să asigure... Am înțeles. Deci asta este o notă bună pentru cel care a lucrat. Acum mai sunt 4 minute. Sunt ultimele 4 minute pe care le aveți în emisiune în anul acesta, așa că haideți să încercăm un scurt bilanț al anului, cu bune și cu rele, în 4 minute. A fost un an foarte greu, cu foarte multe lucrări.
cu lucrări extrem de complexe, cu lucrări poate pentru care nu am fost pe deplin pregătiți, pentru că după ce vii, după, nu știu, 10-15 ani în care se întâmplă doar lucrări superficiale, este greu să ți intri în ritmul lucrărilor în profunzime. Iar anul acesta chiar s-au început lucrări fără precedent în oraș. Magistrala de apă, poduri reabilitate, aproape toate podurile din Piatra Neamț au fost reabilitate în acest an. Știu că a fost greu, știu că au apărut decalaje în graficele de execuție, unele justificate, altele nu, dar avem poduri noi, avem poduri pentru următoarea 100 de ani și punem la punct în următorii 2 ani toate celelalte poduri care au rămas nereabilitate și care sunt puține la număr, mai puține decât cele pe care le-am făcut anul acesta. A fost un heirup de care Piatra Neamțul avea nevoie, pentru că doar așa am reușit să creștem gradul de absorpție, să atragem bani europeni mai mult de 100 de ori decât în ultimii 6 ani dinaintea mandatului meu. Adică în perioada 2014-2020 s-au absorbit 2 milioane de lei, cumulat în 6 ani. Piatra Neamțul, care este municipiu reședință de județ și care ar trebui să înflorească din bani europeni, a reușit să atragă doar 2 milioane de lei. Anul acesta am avut un buget de aproape 2 ori și jumătate mai mare decât în 2020, tocmai datorită banilor europeni. Piatra Neamțul a început să lucreze la modernizarea lui în profunzime. Nu mai punem, nu mai schimbăm doar geamuri și nu mai dăm cuvar și nu mai punem parchet peste parchet în școli, ci schimbăm acoperișul cu totul dacă trebuie și facem asta pe buget local, că nu ne mai permitem să punem 2 col de tablă să peticim în fiecare an și să revenim în fiecare an pentru a face asta. Dar asta înseamnă într-adevăr și disconfort. Înseamnă să muți copiii dintr-o școală și să cauți să-i înghesui prin corpuri care nu sunt pregătite pentru asta. Înseamnă să improvizezi de multe ori și aici trebuie înțelegere și colaborare între instituții, dar și între oameni. Eu am observat în ultimii 3 ani că primarul este vinovat pentru toate. Primarul până acum 3 ani era absent. Nu se vedea pe nicăieri, nu ba exista. Da, ba da, în fotografii. Bine, nu. Eu mă refer la percepția publică. Astăzi primarul este vinovat pentru toate. Da, și da, îmi în momentul în care se produce implicarea, mult. Asta e. Îmi asum că am deranjat mult pentru că am de ce să fac mult. Și nu am de ce să fac mult că sunt eu vreun voinic. Pur și simplu orașul ăsta are nevoie și mie mi-e frică să zic nu unei oportunități. Dacă astăzi este nevoie de un proiect, eu cum să zic nu? Da, spuneți, e complicat. Din acest moment vorbiți pe timpul dumneavoastră. Da, o să revin la urări. Trebuie să pășim cu încredere în noul an și mai ales acum că se apropie sărbătorile, este cea mai frumoasă perioadă a anului. Toată lumea e mai bună, mai generoasă, mai darnică. Vă invit mâine după amiază, mâine seară de fapt, de la ora 6, la un concert caritabil. Prima dată l-am organizat anul trecut, este și o plăcere personală. Când eram în studenție, mergeam în fiecare vineri la filarmonică. Era un mod de a mă relaxa și pentru că am văzut că și pietrenii iubesc concertele și cultura, mâine la cinema Mon Amour de la ora 6, împreună cu foștii colegi și prieteni de la Asociația Sens Civic, organizează un concert caritabil. Anul acesta vom cunoaște beneficiarii de anul trecut, niște tineri speciali cu capacități deosebite, cu harnici, muncitori, cu rezultate bune la învățătură, dar cu resurse materiale mai puține. Au primit sprijinul, au beneficiat de toți bănuții strânși la concertul caritabil de anul trecut. Îi vom cunoaște anul acesta și vom face această tradiție, zic eu, a la lung de acum înainte. În final, urez tuturor sărbători fericite și un an 2024 mult mai bun ca anul acesta. Sănătate multă tuturor și
Cele bune. Toate cele bune. Eu vă spun rezistență pentru la anul, că va fi un an lung și greu. Noi ne oprim cu emisiunea aici și sperăm ca toate lucrurile să meargă înspre bine, deși personal mă gândesc cu groază la lucrurile care se întâmplă sus, în locul în care guvernul își face treaba. Da, este o altă poveste. Dacă o să am timp, o să vă povestesc mâine sau luni un lucru extrem de interesant făcut cu niște copii care au venit aici, viitori jurnaliști, spun ei, care au făcut un exercițiu absolut fantastic, poate îl facem împreună, și au arătat de ce nu merg lucrurile bine în România. Deci am rămas uimit și nu pot decât să-mi scot pălăria în fața acestor copii. Da, revenim. Cele bune, numai bine, sănătate!